Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Astăzi vom discuta și vom încerca să aflăm mai multe despre ceea ce s-a întâmplat ieri în ședința de Consiliu Local, prima ședință ordinară a Consiliului Local din anul 2016. S-au dezbătut mai multe proiecte și asta vom face și noi astăzi. Vom dezbate în platou, alături de dumneavoastră, pentru dumneavoastră, mai multe dintre acestea. Totodată vom încerca să aflăm astăzi de la consilierii locali încotro se îndreaptă municipiul Satu Mare în anul 2016. Pentru toate acestea am invitat în platoul Informația TV pe domnul Budco Gheorghiu, consilier local UDMR. Bine ați venit la audiență în direct. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Și domnul Radu Ardelean, consilier local ALDE. Bine ați revenit la noi. Bine v-am găsit. Bună seara tuturor. Înainte să începem, dragi telespectatori, vreau să vă înștiințez și de această dată că numărul este afișat pe ecran. Puteți să ne sunați în orice clipă, să le puneți întrebări invitaților noștri. În același timp așteptăm SMS-urile dumneavoastră cu tarif normal la numărul afișat în stânga sus și mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Audiențe în direct ITV. Mi-ar plăcea să încep direct cu întrebarea serii și anume din poziția pe care o ocupați. Cum vedeți viitorul municipiului Satu Mare? Cum vedeți dezvoltarea municipiului Satu Mare în anul 2016? Domnule Ardelean, haideți să începem cu dumneavoastră. Eu pot să vă spun că din câte pot să-mi dau seama, am primit materialele de buget astăzi dimineață. Încă nu am apucat să le parcurg, dar din ce știu că este planificat de către executiv anul ăsta, cel puțin pentru prima jumătate a anului, vă pot asigura că primăria va avea o activitate foarte intensă. Nu știu câtă legătură are asta cu alegerile din luna iunie, dar de la colegii mei consilieri, de la alți membri ai executivului, am înțeles că sunt planuri mari. Sperăm ca în sfârșit să fie rezolvată situația parcărilor din cartierele din Micro 17 și Carpaz 2 și Carpaz 1, Carpaz 2, Soarelui. Sperăm să avem în sfârșit un contract cu o firmă de întreținerea drumurilor, de asfaltare, să ne reparăm drumurile. Din câte știu, drumul Careiului se face până la Burdea. Sunt multe, plus că anul acesta se pare că vor fi întocmite o grămadă de studii de fezabilitate și vor fi primăria se pregătește pentru întocmirea multor proiecte în vederea deschiderii liniilor de finanțare externă și speră să primească finanțare. Asta sperăm și noi, dacă e până acolo, în calitate de cetățeni, simpli cetățeni. Sigur, asta ne dorim sperăm. Și noi să vedem, pentru că ne-am săturat într-un fel sau altul să auzim de la cei din jur că se plâng oamenii, că nu avem locuri de muncă, că nu avem activități pentru tinere, că nu știm cum să ne păstrăm tinerii în Satu Mare și să nu mai plece spre alte orașe, precum Cluj, Timișoara, București sau Oradea. N-aș vrea să zic altele, Baia Mare, că și el e într-un fel sau altul mai dezvoltat, puțin spun unii, decât municipiul nostru. Domnule Budco, dumneavoastră sunteți și în Comisia de Buget, puteți să ne spuneți poate mai multe, poate ați răsfoit documentele pe care le-ați primit astăzi dimineață. Marți se va vota bugetul, trebuie să știe toți telespectatorii. Ce ne puteți spune? Ce se întâmplă anul acesta? Marți va fi votul pentru bugetul anului 2016. Noi am primit astăzi dimineața și ieri câteva fișiere Excel destul de complicate. Nu am reușit încă, astăzi fiind zi de lucru care acum am terminat, nu am reușit să răsfoiesc, dar în weekend asta vom face împreună cu colegii mei. Ceea ce pot să vă spun și ceea ce am citit în linii mari este că, similar anului trecut, nu este nici o dezvoltare spectaculoasă sau similar anilor din 2012 încoace. Și asta nu spun numai din punct de vedere politic, să nu mă înțelegeți greșit, spun doar din privința omului simplu. Sunt foarte multe planuri frumoase,
Dar noi suntem sceptici, deoarece dacă de 8 luni nu este un contract de asfaltare, dacă nu am fost în stare să facem un simplu târg de Crăciun, dacă întotdeauna sunt aceste măgării de genul că nu se trimite fax pentru ambulanța la un meci de club sportiv, atunci putem noi avea cele mai frumoase și cele mai mărețe planuri, dacă eșuăm și la cele mici. Referitor la buget, eu cum am văzut, dar asta vom vedea în weekend cu colegii și luni vor fi comisii de specialitate. Sunt, cum spunea și distinsul coleg Ardelean, sunt foarte multe activități planificate. Dar realitatea, să vedem ce ne va spune. Este un an de campanie, ceea ce în mod normal nu ar trebui să afecteze bunul mers al lucrurilor. Noi... Cam asta ar fi și întrebarea pe care am vrut să o pun acum. Fiind un an electoral, în mod normal nu ar trebui să afecteze bunul mers al lucrurilor acest lucru. Însă, domnule Ardelean, domnule Butcă, cred că și aici puțin sunteți sceptici. Eu vă spun doar ceea ce am văzut în ultimele luni. Și asta... spun ca un consilier care a fost mai mult atacat de conducerea orașului. Noi am adus de mai multe ori argumente foarte clare și s-a adeverit, de exemplu, la lărgirea Octavian Goga, la demolarea garajelor la care acum este tot un haos. Deci s-a adeverit că acele întrebări care noi am pus au fost pertinente și am avut dreptate. Noi asta vom face, vom fi obiectivi, dar vom fi severi în funcția, deci și în tema asta bugetului. Acum, să vedem, nu ar trebui să influențeze, dar eu cred că un primar și o conducere a primăriei ar trebui să aibă în prim plan bunul mers al lucrurilor, ca toate instituțiile să meargă, ca cetățenii să fie deserviți, ca străzile să nu fie pline de gropi. Și doar după aceea, cireașa pe tor să fie o declarație politică. Eu așa cred. Acum, domnule, sigur că... Nu, bineînțeles că vine campanie electorală, dar nu cum să influențeze. Ce am enunțat eu în prima luare de cuvânt sunt... Pot să spun și niște restanțe care trebuiau mai din urmă rezolvate. Sunt niște ele comisiuni făcute de către executiv pentru cetățeni. Cetățenii așteaptă. Unii, am văzut și săptămâna trecută aici, tot la audiență în direct, când a fost prezent domnul City Manager, că mai ales pe cartiere, oamenii într-un fel sau altul și-au pierdut răbdarea. Unii încă mai stau și așteaptă pentru că au încredere. Dar... trebuie să se facă, asta e. Păi, de-aia spun că ar fi timpul ca lucrurile să se rezolve, pentru că parcările, sigur, cum și nu pot să nu spun că n-au avut dreptate colegii din opoziție de la UDMN, sunt machetele, sunt daliurile, SF-urile sau pentru parcări, dar deocamdată e teren desfundat. Da, din ce știu eu, în primăvara asta lucrurile alea sunt pe cale de rezolvare. Și de-aia spun că va fi o activitate intensă, cel puțin în acele cartiere. Eu știu că și în alte zone e o listă întreagă de străzi publicate de executiv săptămâna trecută, pe care se vor face lucrări de amenajare, de reparații, și eu vreau să cred că până ca anul ăsta ceea ce s-a promis la începutul anului se va face. Mai ales pentru că examenul e aproape. Adică... Da. Trebuie la un moment dat... Eu bănuiesc că va fi o sforțare din partea... Să scoatem cămașa, cum se spune în popor. Exact. Să scoatem cămașa. Și noi asta sperăm și noi asta știm, că lucrurile se vor face. Nu avem de ce să nu credem, până la proba contrară, bineînțeles. Până una alta, eu vă propun să discutăm pe ceea ce deja s-a decis în ședința de Consiliu Local. Dar înainte de asta, totuși, domnul Butcă spunea acum câteva secunde că nu a fost executivul în stare să contracteze o firmă pentru întreținerea drumurilor din municipiu. Asta am mai auzit-o.
Am mai auzit-o. Știm și s-a confirmat ieri, domnul Băbuț a spus că într-adevăr de 8 luni de zile nu există o asemenea firmă. Mă vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cine în mod normal se face vinovat? Cine din aparatul primarului sau cine anume? Eu pe cine ar trebui să tragă? Atunci când city managerul ne-a spus că nu există contractul de 8 luni de zile, a mai spus și altceva. A mai spus că s-a pornit licitația, sunt o grămadă de contestații și lucrurile astea. Acum, sigur, eu nu m-am dus să verific pentru că e colegul meu de partid și eu am încredere în ce spune dânsul, dar colegii din opoziție n-au decât să meargă și la executiv să vadă care e situația. Probabil că e mult, 8 luni de zile, dar în sfârșit am înțeles strada Șoimoșeni era o problemă. Nu numai strada Șoimoșeni. Dacă îmi permiteți să vă spun, eu cred și nu numai eu, ci foarte mulți locuitori care lucrează în sfera privată. Gândiți-vă ce ar fi dacă o societate ar lăsa pe, să zicem, pe spitalul județean fără curent. Sau s-ar întâmpla ca să nu furnizeze servicii, să nu aibă cineva contract cu o firmă de securitate, să zicem, sau orice alt domeniu. City managerul în fiecare oraș este un administrator public care trebuie să asigure bunul mers al lucrurilor. De aceea este cuvântul manager în ea. Iar pe noi, sincer, nu ne interesează ca city managerul să fie prezent la niște evenimente la care n-are ce să caute el, la premierea oamenilor sau căsătoriilor de 50 de ani, sau city managerul sau primarul nu trebuie să se urce pe scenă. El trebuie să facă tema de casă, să aibă orașul contract de asfaltarea drumurilor, contract cu salubrizarea și așa mai departe. Deci, într-un fel sau altul, spuneți că city managerul ar fi vinovat pentru că nu avem o firmă de 8 luni care să se ocupe de asfaltarea drumului, nu de asfaltarea, de peticirea drumurilor. Cum spunea și domnul Albu în ședință, nu avem cine să ne toarnă o lopată de bitum. Da, așa este. Și revin cu ceva și mi-aduc aminte că sărmărenii mulți spun că amândouă poduri zici că se surpă, sunt pline de gropi. Intră în reparații. Da, podul Decebal intră în reparații, iar podul Gorescu, prima bandă și ar trebui reparată, pentru că prima bandă cum vii dinspre piața, cum urci și te duci de la piața Someș spre piața numărul 1. Da, din cartier. Așa, sunt gropi foarte mult. Uitați, nu city managerul este omul care trebuie să întocmească caietul de sarcini. Nu el este cel care trebuie să cumpere lopată, ci el trebuie să facă în timp, să aibă o viziune pe termen lung și să se ocupe cu aceste lucruri. Într-adevăr, motivele pentru care se întârzie această licitație sunt acolo 200 și câțiva angajați la primărie, dar vina este colectivă, dacă mă înțelegeți. Da, e un fel de... Iarăși, eu nu pot să cred că un city manager, ori din care parte ar veni, ori din ce partid ar fi, orice, din moment ce a ajuns acolo, eu nu pot să cred că nu-l interesează ca orașul să fie bine asfaltat. Eu sunt convins că au fost cauze obiective pentru care nu s-a putut încheia acest... Da. Asta și cu părerea mea, le vom afla, oricare ar fi, obiective sau nu. Și iarăși e o promisiune, mă rog, ne-am cam săturat de promisiuni, dar că în cel mai scurt timp acest contract va fi încheiat, pentru că e aproape de încheiere și să înceapă reparațiile. După cum spuneam acum câteva secunde, să vorbim despre ceea ce s-a votat ieri în ședință. Au fost 35 de puncte, au rămas 30 până la urmă, o ședință lungă și toate au fost importante, dar bineînțeles, având un timp redus aici, doar o oră, ne-am dorit mai mult, dar doar atât avem, nu putem să le dezbatem exact pe toate, ci doar pe cele mai importante, așa să le numim. Prima care ne-a atras atenția a fost amplasarea în Piața Libertății a unei statui închinate limbii române. Aceasta s-a votat însă cu o mică modificare,
urmărim un scurt material și revenim. Noi luăm act de dorința majorității și o să fim de acord cu acest proiect de hotărâre, în semn de respect și pentru buna conviețuire, dar aș vrea să atrag atenția la un proiect al nostru care am inițiat și am început să pregătim mai de mult, respectiv ridicarea stăpânii Contelui Iștvan Seceni. Noi am făcut proiectul de amplasare și am așteptat avizele pentru prevăzute în certificat de urbanism și am dorit să venim în fața Consiliului Local. Am depus acest proiect și rugăm executivul ca să includă în ordinea de zi pentru ședința următoare și o să sper ca și colegii consilieri o să fie de acord și așa să continuăm conviețuirea, bună conviețuire. Și totodată aș vrea să formulez și o recomandare pentru această statuie pe care o să adoptăm acum, adică să aprobăm amplasarea, că cei care ridică și respectiv să studieze posibilitatea și să ține cont de conlocuitorii de altă naționalitate și de altă vorbire, de altă limbă din acest municipiu și să fie depus o inscripție și în limbile minorităților. Da. Poate să fie și un citat de la poet, mă rog, se poate face o traducere de un Ionescu sau alte, mă rog. Inițiativa grupului UDMR de a se amplasa și o tăbliță multilingvă. Vă supun spre aprobare proiectul. Cine este pentru amplasarea statuii în amplasamentul de care este vorba? Propus? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. Vă mulțumesc. Am revenit în platoul. Da, am revenit în platoul Informația TV, l-am auzit pe toți pe domnul Sioci Peter, consilier UDMR, acesta a propus ca pe statuia limbii române să fie amplasată o plăcuță cu citate în limbile maghiară și germană. Acum, domnule Ardelean, noastră faceți parte din Comisia de Învățământ și Cultură. Da. Nu își pierde acest monument titulatura de statuie închinată limbii române? Dacă amplasăm pe ea și această plăcuță multilingvă? Deci eu fac parte din Comisia de Învățământ Cultură, dar amplasarea acestei statui nu a fost pusă pe... Nu executivul sau inițiatorul proiectului a considerat că nu trebuia vizul Comisiei de Cultură. Dar... trebuie să vă spun că proiectul a trecut, a fost într-adevăr o cerere a colegului de la UDMR, dar cerere care n-a fost inclusă în proiectul de hotărâre. Noi așa am înțeles, domnul Albu, președintele de ședință, a spus... Nu, a trecut în forma inițială, în schimb vă pot spune eu... Doar s-a luat în calcul această... Mă rog, dânsul a cerut, dar proiectul a trecut în forma... inițială, adică nu s-a modificat și în schimb vă pot spune că astăzi am participat la ședința Consiliului Județean Satu Mare ca director adjunct a muzeului care e instituție subordonată Consiliului Județean și pot să vă spun că în bugetul Consiliului Județean astăzi s-au alocat bani pentru statuia Contelui Seceni. Da, la am auzit cu toții și amplasamentul e tot va fi, vom avea o altă, încă o statuie, se va supune la vot, am zis că documentația este pregătită și luna viitoare, în ședința ordinară, veți dori să tot așa să stabiliți amplasamentul acestea. Domnule Butcă, sunteți în același sentiment cu colegul dumneavoastră când și credeți că e de cuvință ca pe statuia limbii române să fie pusă și o plăcuță în limba maghiară și în limba maghiară și în limba germană. Uitați, eu aș dori să subliniez următoarele aspecte. Era, deci, unul dintre cele mai frumoase decizii luate în unanimitate. Asta înseamnă spiritul sătmărean
că, vedeți, a fost un punct pe ordinea de zi care noi consilierii, fiecare consilier UDMR a considerat important să fie votat în unanimitate. Într-adevăr, colegul meu, Serge Peiter, a avut această propunere. Eu nu sunt, trebuie să vă spun că nu sunt un om de cultură, nu sunt nici membru în Comisia de Cultură, însă eu aș putea să închipui, de exemplu, ca un citat Eminescu să fie și în limba maghiară și în limba germană. Asta cred că în secolul 21 ar fi un lucru frumos. Poate știți că Eminescu de foarte multe poeme, foarte multe părți din literatura română sunt traduse foarte frumos în limba maghiară. Despre germană nu știu exact, dar ar fi fost ar da o eleganță. Dar eu nu asta întrebam, dacă nu ar da o eleganță sau nu. Întrebam dacă titulatura de statuie închinată în limbii române nu este pierdută dacă pe respectivul monument va fi puse și această plăcuță. Nu va plăcuță. Fi pus. Va fi statuia limbii române. Va fi statuia limbii române. Da, a fost o cerere, într-adevăr, nu s-a supus la noi vot. Asta am înțeles, nu a și trecut. Cred că și domnul Albu a spus la final că a supus la vot că împreună cu modificarea la consilierilor UDMR de a plasa o plăcuță multilingvă pe respectivul Mult. Prea multe discuții. De președinte de ședință, noi asta am înțeles. Am înțeles, o să vedem. Prea multe discuții, după părerea mea, pe marginea unui subiect care nu cred că ar trebui să agite atâtea apele, deși văd că le agită, trebuie să vă mai spun că tot un consilier UDMR ne-a propus să schimbăm locația, să o ducem în fața spitalului CFR, dar în sfârșit important e că a trecut cu unanimitate, va trece și statuia Contelui Secenii și eu am mai avut o propunere în comisii, la Comisia de Urbanistică era, tot de la colegul Săci, pe care o îmbrățișez cu ambele mâini. Să facem în Satul Mare un monument al multiculturalității. Și asta să facem un scoar și să-l facem. Suntem absolut de acord. Nu este niciun fel de problemă. Pentru că punem o statuie undeva în oraș, mie mi se pare absolut firesc și nu voi fi niciodată împotriva nici a statuilor maghiare, nici a celor românești, nici a celor acelor care merită să stea. Cultura ar trebui să ne unească pe toți. Evident. Până acolo. Inițiatorul acestui proiect a fost domnul Robert Laslo, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Noi am fost să ne întrebăm și pe el ce părere are despre această plăcuță multilingvă amplasată pe statuia limbii române. Îl ascultăm și revenim. Despre instalarea unei plăcuțe multilingve pe statuia limbii române. Acesta fiind un proiect al Consiliului San Prim, din instituția noastră Centrul de Creație Satul Mare. Noi, în județul Satul Mare, trăim într-o armonie, atât unguri, români, șvabi, ucraineni, romi, și consider că o asemenea modificare, o asemenea completare pe monumentul limbii române nu este una binevenită. Este monumentul limbii române, trebuie să aibă inscripții în limba română. Eu personal, eu însumi sunt un produs tipic sădmărean. Am tată ungur, mamă româncă, dar consider că am o gândire pur europeană. Și consider că vorbind și cu mai mulți cetățeni, mulți prieteni, atât unguri cât și români, consider că monumentul limbii române ar trebui să fie un monument al limbii române, fără alte inscripții. Își pierde statutul de statuie închinată limbii române? Nu că își pierde statutul, este un monument dedicat limbii române și consider că este bine să nu punem alte inscripții. Dacă ar pune anumite ghidaje... Da, am revenit în platoul Informația TV. Observăm că nici directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare nu este tocmai de acord, dar să înțelegem că este doar o idee și dânsul este de părere că s-ar putea, pe lângă statuie, să fie niște
însemne, bineînțeles, și în alte limbi, pentru ca atât turiștii, pentru că se promovează și turismul în municipiul și în județul nostru, să facă și să înțeleagă despre ce și ce vrea să însemne acea asta statuie. Se și întâmplă. Dacă mergeți la Centrul de Informare Turistic, o să găsiți acolo hărțile județului, hărțile municipiului, cu monumentele din județ scrise în 3-4 limbi, românește, maghiară, engleză, germană. De altfel, am văzut materiale numai în limba maghiară la Centrul de Informare Turistică, pentru că este și firesc, pentru că vin foarte mulți maghiari, pe care nici nu interesează altă limbă. Sunteți din Ungaria, poftim, astea sunt materiale. Să vedeți acolo și am văzut, sunt traduse frumos de profesioniști, la cu oțeloaia, tradus, tot cum trebuie, pentru că, până la urmă, lucrurile astea trebuie să le regleze piața. Că și turismul, în definitiv, e o resursă care trebuie valorificată. Și o statuie în plus numai bine face oricărui oraș, după părerea mea. Da. Un telespectator ne-a scris un mesaj, spune, vă întreabă domnule Butco, credeți că UDMR va putea răspunde nevoilor cetățenilor ce nu au făcut în 26 de ani, nu doar de 4, cum insinuați? Foarte bună întrebare, tipică de altfel, care, pe care ne întreabă foarte mulți. Uitați, vă dau, stimate telespectatori, câteva aspecte. Spuneți-mi, sau gândiți-vă, de exemplu, la Teatrul de Nord, gândiți-vă la reabilitarea celor 13 străzi, care sunt ultimele reabilitate, tot inițiate și câștigate de acea echipă a UDMR-ului. Gândiți-vă la acele investiții care au fost în satul mare timp de atâția ani și acum mergeți pe stradă frumos. Într-un timp am fost orașul florilor, acum suntem orașul gropilor. Deci acest text de 26 de ani și așa mai departe, asta e foarte popular pe Facebook și pe rețele sociale, dar dacă ne luăm foarte serios, enumerați trei exemple, trei proiecte mari care s-au făcut în ultimii 4 ani, care nu a fost inițiat de domnul Ieș. Nu este niciunul. Deci cu atât cred că v-am spus foarte mult. Iar, ca să vă dau exemplu, în cele 26 de ani de când este din istoria post-decembristă a Sătmarului, nu au fost atâtea circuri, paranghelii și prostii în administrația sătmărană de când este administrația actuală. Și cu asta v-am răspuns. Domnul Adelean, un pic pare nedumerit. Da, nu, eu vreau să... Eu mă întrebam de ce 26 de ani, pentru că UDMR-ul conduce din 2004 până în 2012. Aceasta este întrebare, eu astfel din 2000, am adresat-o. Cred că după problemele primarului Anderco, de prin 2002 totuși. Da, cam așa ceva. Da, în fine, ăla nu era mandat plin. Da, nu contează. Totuși, trebuie să spun în apărarea actualului executiv că sunt niște lucrări făcute și trebuie să vedem cartierul Micro 16, unde tot așa se spunea că se dărâmă garajele, au fost revolte, oamenii. Bine, acolo au fost, finanțarea a venit la timp, și cartierul Micro 16 trebuie să recunoaștem că arată așa cum, nu cum trebuie, dar este un aer respirabil. Este cel mai aglomerat cartier al Sătmarului și e făcut din anul 2013 sau 2014. Da. Dacă se rezolvă, pentru că nici acolo n-au ținut lucrările, demolările au ținut și pe urmă în vreo 2 luni de zile a fost gata cartierul de asfaltat, strada Universului, toate străzile, locuri de joacă. E cu totul altfel, deci se poate... Asta este un cartier. Un cartier. Urmează dacă primarul, dacă, așa cum susțin, au finanțare și încep lucrările când va permite vremea, termină Micro 17 și Carpaz 2 și Soarelui și toată zona aia, eu cred că asta... E deja plus. Am văzut proiecte de școli făcute, vă pot spune că acum duminică am fost tema amândoi în Consiliul de Administrație la Vramiancu. E o școală unde au intrat nu chiar 1 milion de euro, dar bani mulți dintr-un proiect, o școală dotată așa cum trebuie și urmează încă 2 școli. Ion Creangă și
Bălcescu Petefi, dacă nu mă înșel, care și acestea vor fi finalizate în vreo 2-3 luni de zile. Sunt proiecte și așa numai din ce îmi vine acum. Dar trebuie să recunoaștem și niște merite, că n-ai cum să... Plus că s-au terminat și proiecte în derulare, așa cum vor rămâne proiecte și după mandatul acestui executiv, pentru mandatul viitor. Nu știu de ce, dar eu tot timpul am tendința să văd în mod optimist lucrurile și sunt convins că spre binele unei comunități este ca proiectele preluate de la, indiferent de la cine a fost cel care, pe care îl înlocuie, să le continui. Și cel mai important este să ne facem o strategie pe 10-15 ani, să vedem unde și să ne gândim unde putem ajunge cu orașul ăsta, indiferent cine va veni la un moment dat. Să fie o continuitate și să nu mai existe, probabil... Pentru că noi... Astfel de nemulțumiri, de exemplu, din partea cetățenilor, că ce ați făcut voi și ce au făcut nemulțumiri vor aceștia fi, și așa mai departe. Vor fi întotdeauna. Dar, întotdeauna. Sigur, categoric, dar cât de cât, dacă ar exista o strategie pe 10-15 ani, cum spune domnul Ardelean, probabil bazată strict pe aceea, fiecare executiv va încerca să dea tot ce poate ca să ducă la îndeplinire sarcinile și să mulțumească cetățenii, să le ofere un oraș modern în care să își dorească să trăiască în continuare. Și încă două propoziții vreau să mai spun pe subiectul ăsta. După părerea mea, trebuie să fim puțin mai curajoși, să ne uităm mai sus. Pentru că nu facem proiecte ambițioase în satul mare. Nu putem, fără un proiect foarte ambițios, nu vom putea rezolva situația circulației în centru. Deci dacă nu rezolvăm niște parcări de măcar 500 de locuri în zona centrului și nu pe sol, ori de desubt, ori deasupra, nu știu cum, dar e nevoie să facem ceva, pentru că altfel vom stagna în continuare și peste 20 de ani vom fi aproape în aceeași situație, ne vom certa pe găurile din asfalt. Deci, totuși ar trebui să vedem, pentru că sunt orașe care similare cu satul mare, care au un astfel de proiecte. O dorință de a se face o parcare subterană sub Piața Libertății. Există, siguranță cunoașteți și dumneavoastră. Da, sigur, este de ani de zile, de mai mulți ani a fost temă și după cunoștințele mele, care nu sunt exacte, după cunoștințele mele, o firmă spaniolă a fost care se ocupă în lume cu mai multe parcări de acest gen, costurile ar fi fost așa de mari pentru construirea acestei parcări subterane, ca nici în 50 de ani nu ar fi fost rentabilă, dar pe asta se pot găsi soluții. Dacă echipa se concentrează, dacă nu pierdem inamicul nostru, și asta este un lucru care trebuie să adoptăm tot din sfera comercială, unde inamicul numărul 1 este timpul. Uitați-vă în Baia Mare, unde primarul nu se ocupă cu conferințe de presă în ziua de duminică pentru a ataca pe consilier, ci se ocupă și face treabă. El merge, se trezește dimineața și merge să verifice serviciile de salubritate și orașul este curat. Deci asta este diferența. Noi pierdem, dacă nu se schimbă radical, și nu vorbesc de conducere, dacă nu se schimbă radical mentalitatea conducerii, de la oricare partid ar fi, noi pierdem ultimul tren. Oradea, Baia Mare și Cluj-Napoca și chiar și Zalăul vor fi așa de dezvoltați încât noi vom sta pe loc. Tinerii vor pleca și vom fi peste 10-15 ani un oraș prăfuit. Oraș dat Twitter, nu ne dorim asta. Vedem și pomenea domnul Ardelean de proiecte îndrăznețe. Aș spune că unul dintre acestea este stadionul Olimpia Satu Mare, care se dorește a fi reabilitat și modernizat. S-a mai făcut un pas. Ați votat în ședința de ieri pentru... ați aprobat avizele tehnico-economice și alte avize pentru alte documentații pentru a se începe lucrările. Costă 15 milioane de euro și o întrebare a multora, chiar a dumneavoastră, domnule Butcă, a fost aceea dacă pe acești bani nu s-ar fi putut face un stadion nou. Răspunsul vi l-a dat domnul arhitect Adrian Pop, dacă știu bine.
Aș vrea să îl auzim cu toți. Această sumă de 16-17 milioane de euro nu s-ar putea construi un stadion nou? Este aproape nou, pentru că o tribună e demolată și făcută una nouă, o peluză e nouă, iar celelalte sunt completate și reabilitate. Deci aș zice că peste 50%, către 70% este un stadion nou. Iar reabilitarea lui, că am analizat cele două scenarii, costa parcă 12 milioane de ceva, obținut 11.000 de lor. Iar prețul pe loc diferă de la 1476, parcă la 1481, 5 euro pe loc ca să avem un stadion, iar reabilitarea însemna maxim 4 gigantului. Deci nu reprezentam niciun avion, nicio. Da, am revenit în platul Informația TV. Înțelegem de la domnul arhitect că nu ar fi fost rentabil să facă unul nou. Și este mai bine să-l renoveze pe acesta, care în proporție de 70% va fi nou, doar pe scheletul vechiului. Dacă dumneavoastră ați opta între o mașină nouă, modestă, dar nouă, sau una frumoasă și restaurată, care ați alege? Cel care este nou. Asta este părerea mea personală și a mai multor oameni. Dacă este o prioritate pentru noi să avem stadion. Sunt foarte mulți oameni care iubesc sportul, istoria Olimpiei ne și condiționează și ca să avem un stadion pentru viața sportivă, cum zice Dani Băbuț, pentru junior, pentru viața de fotbal și nu numai de fotbal, de sport în satul mare. Noi suntem de acord, dar asta este un studiu de fezabilitate, niște documentații care, când se deschide o linie de finanțare, se pot înainta pentru finanțare. Nu înseamnă că de primăvară o să avem stadion. Ceea ce am văzut noi, suma este imensă, 15 milioane de euro, care orașul nu poate să susțină din forțe proprii, din bugetul propriu. Dar ne este, de exemplu, este o întrebare. Facem stadion cu 5.000 de locuri când cei mai mulți oameni au fost în ultimul sezon vreo 500. Sunt aceste întrebări care trebuie să punem, însă ca să nu spună nimeni că nu dorim noi dezvoltarea, că asta este pretextul cel mai popular în ultimul timp, că lucrurile ar merge bine dacă UDMR-ul nu ar fi contra, nu este adevărat. Și noi dorim ca să fie în satul mare sport, dar pentru 15 milioane de euro este o sumă foarte mare. Noastră, domnule Ardelean, faceți parte din comitetul administrativ al echipei de fotbal, Fanion, pentru noi toți, Sătmărenia, județului, nu doar a municipiului, satul mare. Noastră, cum vi se pare? Suma este prea mare? Era nevoie, asta știm cu toți că era nevoie de o modernizare a stadionului, dar raportat la sumă. Stadionul trebuie modernizat și trebuie făcut bine. El trebuie făcut pentru că stadionul nu e obligatoriu să servească doar la fotbal. Acolo se pot desfășura cu o grămadă de altfel de acțiuni. Acolo pot să aibă loc concerte, pot să aibă loc adunări mari de tot felul, poate fi închiriat, poate fi expoziții. Da, se poate folosi. E bine să fie. Eu, dacă mă întrebați pe mine personal, eu am o problemă cu locația, pentru că am văzut planșele din studiu și când vezi un stadion acoperit cu instalații de nocturnă, cu potcoava închisă, e frumos, numai că în imediată apropiere sunt casele de locuit. Adică la 10 metri, în dreapta, stânga, față, spate. Ceea ce e problema accesului acolo la acest stadion. Acum e un proiect. E bine că ai făcut. Ați expus această problemă și în... Am expus-o pentru că stadionul nu e a Clubului Olimpia. Stadionul este a municipiului Satu Mare. Clubul Olimpia doar folosește stadionul. Deci stadionul nu e a clubului. Deci doar folosește. Păi atunci, măcar în Consiliu sau undeva s-a dezbătut, s-a pus vreodată acolo în discuție stadionul. Mutarea stadionului pe un alt amplasament? Și acolo să se facă altceva, poate bazinul de not, dacă... Colegul meu zice dânsul că
bani. S-ar putea face un stadion nou, dar nu știu, că din câte știu și ăla de la Cluj au fost vreo 40 de milioane. Adică totuși un stadion nou e mult mai mult de 15 milioane, adică cu vreo 5, 10, dar ca să-l faci cum trebuie. Ăla există acolo, e stadionul municipiului, aia ar însemna să... Doar că, mă rog, s-ar putea rezolva și asta, cine știe, în viitor, printr-o expropiere de teren în apropierea stadionului, să faci totuși 100 de locuri de parcare, să poți să... Da, doar că chiar am vrut să spun la parcări, domnul primar ne-a promis tuturor că, și ne-a spus ferm că este în discuții cu Biserica Romano-Catolică, Greco-Catolică, ca pe fostul amplasament al Teatrului de Vară să facă o parcare cu 200 de locuri. A trecut ceva timp și nu s-a întâmplat. Noi încă ne menținem speranța vie. Acolo ar fi un loc, de exemplu, dar în această zonă a stadionului, 100 de locuri este destul de mult. Știți dumneavoastră un amplasament unde s-ar putea? Păi nu, primăria deci... nu are loc. Primăria nu are în tot orașul, decât foarte puțin teren, așa. Dar, mă rog... Acum, sincer vă spun, de promis se pot promite foarte multe lucruri. Acolo, într-adevăr, au fost discuții, cum știu eu, dar până când în fața consilierilor nu ajunge o strategie foarte bine pusă la punct, sau măcar o documentație, eu nu mai cred și aș dori să spun cetățenilor să nu creadă nici machetelor. Fiindcă în prima dată se promite, se face și după aceea ne scărpinăm pe cap, nu eu, ci conducerea municipiului, că de fapt acele stâlpi de pe Octavian Goga ar trebui strămutați și de fapt nici nu se poate face acea lărgire despre care s-a vehiculat în presă. V-am dat doar un simplu exemplu. Deci prima dată trebuia să se discute foarte clar cu proprietarii terenului și doar după ce au căzut deja de un comun acord să se facă conferință de presă, cred eu. Da, asta da. Este. Uitați, același cetățean care v-a întrebat și acum câteva minute v-a pus o întrebare, vă întreabă din nou, domnule Butcău, îmi place cum puneți problema despre cheltuielile banilor publici, dar de ce tot timpul aceste întrebări sunt în mandatul altui partid pe vremea lui Ileș? Nu l-a întrebat nimeni de ce s-a apă grob în mijlocul centrului pe banii publici. Despre ce grob vorbim? Despre groapa cea mare din centru, cu siguranță s-a referit. Da, sigur. Asta este, vă spun, eu sunt consilier din 2012, dar în anii precedenți, și dacă vorbim de acea groapă care s-a făcut, care a fost în 2007, dacă nu mă înșel, sau 2009, a câștigat și premiul Ordinului Arhitecților din România. O locație care, cum noi numim groapă, e o altă temă, dar la această locație, stimatul telespectator, care bănuiesc că are și informații mult mai precise, ar trebui să se gândească că de ce este gol? Fiindcă nu este teren de joacă, este un loc pentru evenimente culturale. V-aș întrerupe puțin aici, domnul Nicolae este cu noi prin telefon, după care revenim de exact de unde ați rămas. Bună seara, domnule Nicolae! Da? Vă ascultăm. Care este întrebarea dumneavoastră, problema dumneavoastră? Să discut ceva. Vă ascult. Spuneți. Domnule, am lucrat în Israel vreo 2 ani de zile. Cum este parcul din centru de la noi? Acolo, sub parcul ăla, este un hotel Hilton în Tel Aviv. Acolo s-a făcut o parcare subterană de 2000 de locuri. Și nu-i mai mare ca parcul din centru. La noi de ce nu se poate face așa ceva? Acum, eu nu sunt expert de topografic și geotehnic ca să vă spun și credeți-mă că ceea ce se poate face în Tel Aviv nu prea se poate face, probabil din cauze geo, din structura pământului, să zicem, sau că în Tel Aviv sunt mult mai mulți bani decât în satul mare. Nu știu, pentru că acolo este chiar pe marginea Mării Mediterane. Marea Mediterană? Da, lângă el e Marea Mediterană, la 100 de metri și s-a putut face. Este o ieșire cum ar fi unde stația de taxi și una dincolo, în partea cealaltă, intrarea și dincolo ce ieșire.
Da, nu numai în Tel Aviv, și ci în alte locuri sunt, cum de exemplu s-au construit niște minuni inginerești foarte frumoase și în alte locuri. Dar acum, dacă credeți dumneavoastră și vedeți firmă care ar veni în satul mare să construiască sau noi să alocăm câteva milioane de euro pentru această parcare, care într-adevăr ar fi utilă, dar în acest moment nu cred că puterea financiară a orașului ar putea să susțină sau nu văd acum un investitor așa de puternic ca să înceapă săpăturile pentru 2000 de locuri subterane, care, credeți-mă, că se face în Budapest sau oriunde altundeva, dar în alte orașe, Tel Avivul nu este satul mare. Din păcate. Se nu se facă 200, se facă 50, 100, 200 de locuri. Eu nu pot să vă promit acest lucru, nu sunt nici inginer de acest tip, dar mulțumim oricum pentru această sesizare. Mă voi uita pe Google Maps ce este în Tel Aviv, în acea locație. La hotelul Hilton de pe plaja din Tel Aviv. Domnule Nicolae, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție, să ne urmăriți cu interes și pe mai departe. Mulțumim, da. Eu vă pot da un exemplu mult mai aproape de satul mare și, spre exemplu, orașul Suceava, care în centrul orașului și-au făcut o parcare subterană în fața casei de cultură, o parcare subterană care rezolvă problema aglomerației din centru. Este un oraș similar cu satul mare, este un oraș din România, este un oraș care are 100.000 de locuitori, așa cum are și satul mare. Acum, dacă în Suceava se poate, hai să nu zicem de Tel Aviv, că știm că sunt alte condiții, dar la noi se poate. În Cluj se poate face o... Deci, cum merge acolo pe strada clinicilor, lângă primărie, parcarea aia cu 5 sau 6 niveluri. Deci, Dumnezeule, trebuie să ne băgăm în așa ceva. Pe domnul Bucă spunea că a fost o firmă spaniolă care spunea că nu este rentabil. Nu s-ar scoate investiția, nici nu s-ar scoate banii nici în 50 de ani o parcare acolo. Aș reveni puțin la groapă. Nu, da, la groapă, dacă vă rog, haideți să pe scurt, deci acea groapă de evenimente, care este un platou excepțional pentru evenimente, a câștigat medalul de la Ordinul Arhitecților, nu știu exact în care an. A fost și este o locație perfectă pentru evenimente. Sărăcia noastră este că primăria, direcția de cultură, centrul cultural GMZ Zanfirescu nu poate să-și umple acea groapă cu evenimente culturale în fiecare săptămână. Fiindcă scopul acestei grupi este acela. Iar pasajul Coposu, care inițial a fost proiectat și cred că este o locație excepțională. Eu personal am organizat mai multe evenimente în acea locație. Foarte mulți turiști care au fost la noi au apreciat acea locație de evenimente. Însă, dacă nu suntem în stare să facem mentenanța acestei gropi, acestei locații, cum uitați-vă, stimate telespectatori, dacă spuneți că este o groapă, măcar atunci s-a construit ceva. Dar uitați-vă ce se întâmplă acolo, ce este în piața 25 octombrie. Uitați-vă ce este acolo, uitați-vă pe în fața bibliotecii cum arată de ani de zile, de 2-3 ani este acea groapă pe carosabil. Deci acum haideți să nu criticăm pe cel care a făcut ceva. Mulțumesc. Acum vă rog ceva. Știu că sunteți, vă respect foarte mult, știu că sunteți din 2012 consilier, dar nici din 2008 până în 2012 nu prea am văzut lumea acolo în groapă, adică totuși, în sfârșit, ea există. Problema e că de acum trebuie și întreținută, pentru că sunt probleme reale acolo și va trebui înlocuit puțin. Da, în sfârșit, zâmbesc pentru că telespectatorul este foarte prompt. Aș și răspuns, domnule Butca. Spune, nu ne interesează arhitectul, ce a câștigat și premiul nimănui și nimic. Pe acei bani probabil se putea face un alt proiect, erau parcări, strada Șoimoșeni, canalele erau, dacă se ridicau, să se ridice canalele pe străzi. Zice, Sibiul nu are groapă și e plin de evenimente
pe centru. Deci, unii găsesc utilitatea, alții nu. Eu aș reveni puțin la stadion, întrucât și la echipa de fotbal, întrucât știm prea bine că atât consilierii locali, cât și astăzi în ședința Consiliului Județean, consilierii județeni au spus este echipa îngropată în datorii. Aș reveni, uitați, un alt telespectator vă întreabă despre bugetul Olimpiei pe anul 2014-2015. Da, două secunde. Așa. Da, vă întreabă dacă știți câți bani s-au cheltuit pentru sport în anul 2014-2015. Ce buget e prevăzut pentru 2016 și cam pe unde se situează într-un top pe județe sportul din Satu Mare? Dacă e vorba de fotbal, nu știu, eu vă pot spune că Clubul Olimpia are un buget printre cele mai mici din divizia B, din Liga a doua. Eu am rămas așa cu nostalgia fotbalului de altă dată, dar nu ajung. Din păcate, banii și problema în Consiliul Județean, astăzi am participat și eu la ședință, se pune că nu vor fi de ajuns banii alocați pe anul acesta pentru a rămâne echipa în Liga a doua. Nu e vorba de salarii, nu e vorba de cheltuieli, ci pur și simplu sunt, tot timpul se adaugă taxe, tot timpul apar cheltuieli neprevăzute. Se poate mări numărul de meciuri, sunt bani, deci primăria și Consiliul Județean au stabilit o sumă, din câte știu, 150.000 de lei fiecare anual, 300.000 în total. Dar în situația asta clubul acumulează datorii. Acum ele sunt pe hârtie. Asta spuneam și înainte să vorbim cu doamna Ana. Într-adevăr, și consilierii județeni și consilierii locali spun că Olimpia este într-un fel sau altul îngropată în datorii. Sunt nemulțumiți și cer din partea conducerii o anumită explicație. Să vină cu documente justificative ca să poate, într-un fel sau altul, să înțeleagă și ei pe ce anume s-au cheltuit banii. Eu pot să... Dați-mi voi numai o secundă și pe urmă vă las. Eu am văzut situația financiară. Trebuie să stai mult ca să înțelegi și să ți se explice. E greu într-o emisiune, deși poate nici n-ar fi rău, numai că tot timpul vor fi oameni care n-au urmărit acea emisiune și nu o să înțeleagă. Nu-i simplu să explici. Da, poate să vină și conducerea clubului cu ceașafuri de hârtii să spună, s-au mai adunat, putem comenta, domnule, acolo de ce? Oricum banii sunt puțini. Adică e un efort din partea administrației publice, dar față de ce, de banii pe care au alte cluburi, la Satu Mare sunt cei mai puțini bani din Liga 2. Da, tot același telespectator întreabă dacă există un buget de venituri și cheltuieli referitor la sport. Domnule Butco, v-ați uitat pe bugetul de anul 2000, pe anul 2016 la capitolul sport și bineînțeles întreabă ce aport au consilierii. Eu până la capitolul 74, cred că transportul este, până atunci am reușit de astăzi înainte de masă ca să răsfăiesc, dar ceea ce pot să vă spun, sunt aici două entități sportive. Unul este Olimpia, la care eu cred că 1.300.000 a fost aportul care este valabil și despre Olimpia confirm ceea ce a spus colegul Ardelean, domnul Ardelean, cu cât este Olimpia mai performant, cu atât este mai greu de susținut financiar. Într-un timp, în era glorioasă a sportului, a fotbalului sătmărean, erau mai mult contat talentul, acum costurile sunt mult mai mari. Asta este un lucru. Noi, ceea ce am dorit, să aceste cheltuieli să fie transparente. Cred că este o cerere logică. Foarte rezonabilă. Și foarte rezonabilă. Când a venit Olimpia cu un buget de cheltuieli, venituri, echilibrat, transparent, în care nu erau întrebări, ci era foarte bine structurat, noi am fost de acord. Și așa vom fi și în continuare. Într-adevăr, nu putem, referitor la întrebare, ca să vă dau un răspuns, celălalt este CSM-ul, Clubul Sportiv Municipal, care într-un timp a fost un plafon de 3 milioane de lei. Acum deja
după atâtea scandaluri, rectificări, probleme cu foarte multe ramuri sportive, am ajuns ca nici un milion de euro nu ar fi de ajuns. Și sincer vă spun, eu în calitate de consilier local nu pot să pun semnătura pe un act netransparent. Când ulterior vin cei de la Clubul Sportiv Municipal cu niște facturi, că mai iarăși mai apare un 200.000 de euro. Deci în 2016, o să vedem acum situația financiară a lor, dar 2015, în prima zi a anului, au avut 880.000 de lei datorie către furnizori. Deci, practic, ne pun într-o situație jenantă față de un hotel sau față de alți furnizori de servicii. Deci asta nu este management de sport, cred eu. Ceea ce ar fi două, trei ore nu ne-ar fi de ajuns. Da, să discutăm pe parte de sport. Nu mai avem foarte mult timp la curs rapid. O altă veste bună și ultima pe care o dăm în această emisiune este referitoare la Mega Mall-ul, care are sors de izbândă, întrucât s-a aprobat vânzarea prin licitație publică a terenului din zona străzii Digului, necesar pentru întregirea suprafeței pe care se va construi acest complex de magazine și alte servicii. Au fost supuse votului aceste proiecte și de altă dată și nu au primit aviz favorabil, să-i spunem așa. De această dată am făcut un pas în față. Ați fost acuzați, consilierii UDMR au fost acuzați de multe ori că nu ar vrea să se facă acest mall. V-aș da cuvântul să ne spuneți până la urmă ce să credem, așa, pe scurt, un minut mai ales. Pe scurt, vă spun, am primit aceste acuzații total nefondate, ba chiar mai mult, pe anumite pagini anonime am fost atacați și noi, în fiecare decizie, și asta este valabil și pentru mall și pentru alte, unde decizia este legală și este transparentă, noi am votat, ceea ce a fost în binele comunității locale. De foarte multe ori, de 4 sau de 5 ori, ne-au pus în fața noastră documentații ilegale, documentații incomplete. Nu există consilier local în țara asta care să fie votat acele exproprieri de terenuri, fiindcă s-a dovedit și Comisia Juridică a spus că nu se poate. Acum s-au clarificat lucrurile. Încă mai este un impediment și trebuie să știe cetățenii că din cauza neglijenței primăriei, investitorul așteaptă deja de luni de zile, fiindcă nimeni nu și-a pus semnătura. Acum ne bucurăm că s-a mai făcut un pas și sperăm să vedem acel megamall. Din păcate nu mai avem timp. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi. Suntem la timp. Dar vă așteptăm și cu altă ocazie să ne continuăm discuțiile. Vă mulțumesc tare mult. Cu plăcere. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această minunată seară alături de noi. Ne întâlnim luni, tot aici, de la ora 18:30. Până atunci rămâneți cu Informația TV, pentru că doar aici se poate spune adevărul. Până atunci, vă las acum cu știrile. Toate cele bune!